to congratulate you with the beginning of the autumn school. The autumn school is supported financially by the Nano Med Twin project. You see the information about the project. And I would like to note that professors both from Moldova and from abroad will deliver the lectures. I will make the introduction in nanotechnology and nanomedicine. You can see here. Afterwards, you will have a professor from the University of Bristol in the United Kingdom and so on. Today, tomorrow, the day after tomorrow, that means 4 days, you will attend the course. And next Wednesday, so we will start the conference on nanotechnologies and biomedical engineering. And you will have the possibility to attend at least the plenary lectures. I would recommend that you attend the lectures because there will be well-known professors from well-known universities, world institutes, and I think that you will get valuable information about the current status of nanotechnology and biomedical engineering. So in a couple of minutes I will start my report. I would like to give the floor to Professor Schulte, the head of the Department of Microelectronics and Biomedical Engineering, to say a few words. In Romanian. Bună ziua la toți! Bine ați venit la Universitatea Tehnică, deoarece aici jumătate nu sunt la universitate, de la alte universități. Deci, eu vă rog una, aveți o posibilitate să ascultați multe rapoarte din diferite țări. Și deci, rog să nu întârziați și toate zilele acestea să participați activ la această școală de toamnă. A doilea moment, școala de toamnă se finisează nu la noi aici în universitate, dar se finisează la lucrările conferinței. Deci toți trebuie activ să participați 3 zile în lucrările conferinței, deoarece sunt foarte multe personalități științifice din 20 de țări, unde dumneavoastră puteți să ascultați cele mai noi direcții, cele mai noi realizări în acest domeniu. Deci școala, conferința să fie la Institutul Muncii. Pentru studenți la 8:40, în fața blocului o să pornească autocarul care locuiesc aici. Pe site-ul conferinței este cum de ajuns acolo, la Institutul Muncii, e 1000 de metri de la oprire, așa că nu-i departe pentru voi tineri. Dar să veniți, că acolo ați vă registrăm în fiecare zi, noi să vă asigurăm cu coffee break-uri, cu toate acestea vă asigurăm acolo, ca să nu muriți de foame. Deci, ați vedem și programa conferinței, cam tipărită tot. De aceea, eu vă rog toți să participați și la conferințe. La noi, conferința de la ora 9 sunt plenarii, iar apoi, după amiază, în secții. Vă alegeți secțiile care vă convin, care îi plac. Sunt 3 secții după amiază care lucrează și a să aveți programă și a să lucrăm acolo. Certificatele de finalizare o să fie mânate în ziua închiderii conferinței. And the certificate you will get only in the case you attend most of events. That means in case we will observe that you do not attend the lectures, that you will not get the certificate. Please take this into account. Mulțumim, domnule profesor. Eu mă îndemneață la voia să vin și așa. So, let's start. Introduction in nanotechnology and biomedicine. So you can see the content. We will speak about nanoscale size related phenomena with ability for different purposes, design and creation of bio-inspired surfaces, synthetic nanomaterials utilized in biomedicine, aerogalnite, a novel nanomaterial for biomedical applications developed here in Moldova, and examples of application of advanced technologies in medicine.
So the impact of nanotechnologies in our life. Sometimes I am asked to give an example that nanotechnologies have already a strong impact on our life. And you can see here, 15 years ago, most people took with them notebooks, video camera, photo camera, things. Now it's enough to have the iPhone with you, and you are connected with worldwide friends and countries. And the interesting issue is that you can see here a modern iPhone has more processing power than the whole NASA program had during the moon landings. You remember, you do not remember, I remember, that that from July 20 until December 11, 1972, there were six lunar landings. And of course, for the mankind, this was a great success. And again, I draw your attention that the processing power of the whole NASA program was smaller than now an iPhone processing power has. And so it means that the technology is developed very fast. And if we speak about nanotechnology, the definition, most simple definition, is the following. Nanotechnology means manipulation of materials on an atomic or molecular scale, especially to build nanomicroscopic devices. So that means placing atoms as though they were bricks. Nanotechnology gives us complete control over the structure of matter, allowing us to build any substance or structure permitted by the laws of nature. Here you can see examples at the nanoscale. It means objects with nanometer sizes. Graphene is a pure carbon material that is just one atom thick. It is 100 times stronger than steel, incredibly light, and it's super efficient at conducting heat and electricity. Deci grafenul este de 100 de ori mai dur decât oțelul. Este foarte ușor și conduce foarte bine căldura și electricitatea. Aluminium turns highly explosive at nanoscale, and gold melts at room temperature. So people actually used nanotechnologies thousands of years ago. Of course, they didn't know that actually they dealt with nanotechnology. But stained glass in churches, you can see here, that means you have different colors, and this is due to gold nanodots in glass. So this is an example of early plasmonic nanotechnology. So history of nanotechnologies, the first prediction of the power of nanotechnologies actually happened in 1959. Professor Feynman from United States of America at a lecture underlined that there is plenty of room at the bottom. There is plenty of room at the bottom means există un spațiu enorm la nivelul atomilor. Și asta s-a spus în 1959. Asta înseamnă că el a fost într-adevăr un clar văzător. Și astăzi noi deja suntem convinși că la nivelul atomilor avem un spațiu enorm. În 74, in 1974, Professor Taniguchi from Japan utilized the term nanotechnology for the first time. In 1981, the scanning tunneling microscope was invented. In 1986, the atomic force microscope was invented. In 1991, the carbon nanotubes were discovered. In 1999, the first book on nanomedicine was published. In 2000, the first nanotechnology initiative launched in the United States of America. That means the first program
on nanotechnologies. At that time, I was with the University of Michigan in the United States, and I was, let's say, observed the realized how the scientists in the United States fought for the money for nanotechnologies. In 2002, European Union program in nanotechnologies was launched. This was in the frame of framework program 6. In 2004, graphene was discovered. Graphene was discovered, I will tell a little later. So Professor Feynman, in 1959, just put a question. Why cannot we write the entire 24 volumes of the British Encyclopedia on the head of a pin? De ce noi n-am putea să înscriem 24 de volume ale enciclopediei britanice pe vârful unui ac? Și desigur că la acel timp părea o întrebare, știți, uneori se spune despre unii oameni că crișa păiehala. Da, și la timpul cel, într-adevăr, foarte mulți nu înțelegeau dacă e posibil și să are în vedere, dar cu timpul s-a demonstrat că, într-adevăr, deci este posibil de înscris volume incredibil de mari de informație, deci în volume foarte mici. În 60, profesor Feynman a anunțat un concurs, cine va construi un motor cu dimensiunile mai mici de 0,40 mm, deci va primi $1,000. Nu vă atrag atenție, $1,000 atunci erau bani mari. Și în al doilea rând, deci, vedeți, to make a motor 1/64 of an inch. Asta înseamnă mai, deci, de dimensiuni mai mici de 0,40. El credea că nimeni nu o să reușească, dar a venit un student, deci a intrat cu o ladă mare în spate și spune că eu am construit. Și el întreabă, dar păi de ce lada asta mare? Eu am spus că să fie mai mic de jumătate de milimetru. De el zice, păi ăsta e microscopul care am să vă demonstrez că motorul lucrează. Deci și-a demonstrat și-a câștigat o mie de... Cunoaște ce fel de motor ăsta era? Nu cunosc detaliile, dar nu mă zic caz. Principalul că era un motor electric care lucra. The first Japanese TV set was built 90 years ago Hamamatsu in Japan. Actually, I visited Hamamatsu, and this is a unique, let's say, TV set that is in the museum now. In May 1960, you can see Sony developed the smallest, lightest transistor portable TV set at that time. And so you can compare with the flexible TV display today. That means, in fact, there was a revolution in technologies, and first of all, we can congratulate people dealing with nanotechnologies that contributed much to the development of both science and production. Shrinkage of the device sizes on the chip. You can see the dimensions of the devices on the chip. In 1971, 10 micrometers. In, let's say, in 1999, 180 nanometers. In 2018, 7 nanometers so devices on the chip. And now in the literature, we have that 5 nanometers in 2021. It's really a very pronounced and impressive shrinkage, and of course this means more powerful devices, and of course we see this, we have now the possibility to purchase, for instance, very small iPhones. Calculations per second per $1,000. You can see how computers, let's say, developed, and you can see that
even in nowadays we are much below the human brain. If we make calculations per second per 1,000, that means we take into account also the price. Actually, we are probably the efficiency is at the level of a mouse brain, and of course, until we will reach the human brain, we should work too much. If we speak about shrinkage, that we should also take into account the possibility to shrinkage light. Vă atrag atenția că lumina asta este, sunt unde electromagnetice, unde electromagnetice care se deci propagă ca unde și desigur că în cazul ăsta, dacă avem lungimea de undă, de exemplu 0,60 micrometri, asta înseamnă că nu putem să focalizăm într-un spot cu diametru mai mic de 0,60 micrometri. Dar sunt tehnologii de elaborate care, de fapt, deci interacțiunea luminii, undelor electromagnetice cu plasmonii, cu oscilațiile colective ale gazului electronic, dă posibilitatea de a obține noi oscilații, surface plasma polariton, polaritons care au dimensiuni mult, mult mai mici și deci ele se propagă la interfața dintre metal și de electric. Și de fapt puteți să transmiteți semnale prin cărărușe cu diametru de cu dimensiuni de nanometru. Deci nanofotonica de asemenea s-a implicat și astăzi noi putem să vorbim deja de dispozitive nu numai electronice, dar și fotonice și desigur la interfață dintre electronic și fotonică. Deci aici sunt date cum s-au dezvoltat produsele nanotehnologice prin anul 2000, când era prima inițiativă în Statele Unite, nanostructuri pasive, mai târziu nanostructuri active, au venit sisteme, mai departe nanosisteme moleculare și astăzi deja noi suntem la etapa, vedeți jos, Converging Technologies, Nano, Bio, Info from Nanoscale, Cognitive Technologies, Large Complex Systems from Nanoscale. Deci, nanoscale size related phenomena. Low dimensional structures exhibit new properties due to large specific surface and second quantum size effect. That means nano objects have large specific surface and nano objects exhibit quantum size effects. Fenomene noi legate de dimensiuni foarte mici. Vreau să vă atrag atenția că în lumea nano-obiectelor noi avem altă fizică puțin. Deci acolo, iată, datorită faptului că avem efecte cuantice, putem să observăm fenomene absolut noi care nu sunt caracteristici pentru obiectele în volum, obiectele mari care noi le vedem. Quantum size effects result in unique mechanical, electronic, photonic and magnetic properties of nanoscale materials. Chemical reactivity of nanoscale materials greatly different from more microscopic form, for instance gold. Vastly increased surface area per unit mass, upwards of 1000 square meters per gram. New chemical forms of common chemical elements. De exemplu, în cazul carbonului, noi avem diferite forme, fulerene, nanotuburi de carbon. Deci o să mai vorbim despre diferite forme ale carbonului astăzi. Iată, uitați-vă aici, deci pe grafic aveți deci, numărul de atomi la suprafață și numărul de atomi în volum. Și iată, atunci când dimensiunile particulelor scade, vedeți că numărul de atomi în volum scade, iar numărul de atomi la suprafață crește. Adică suprafața specifică crește. De aceea particulele la dimensiuni de nano adesea devin, au proprietăți noi și proprietăți chimice mult mai pronunțate. Adică deci ele devin uneori chiar
toxice, dacă materialul în volum este, deci nu are proprietăți toxice, la dimensiuni de nano, el poate să devină toxic, de exemplu oxidul de zinc. Aici vedeți nanocristale din seleniură de cadmiu și deci iată în aceste nanocristale, dacă sunt în soluție, din cauza oscilațiilor plasmonice care sunt generate de lumina ultravioletă, deci culoarea este diferită. Culoarea depinde de dimensiunile nanoparticulelor. Iată, vedeți aici compoziție, e aceeași, avem particule din aur, dar culoarea e absolut diferită. Deci dimensiunile determină culoarea acestei fluorescenți pe care noi o vedem. Deci compoziția este absolut aceeași. Deci diferite structuri, nanostructuri în baza la oxidului de zinc. Deci un nanometru e o milionime din milimetru, un nanometru o milionime din milimetru, un fir de păr are 80 de mii de nanometri, ca să știți, e 80 de microni, 80 de mii de nanometri. Iată, dacă vorbim de dimensiuni de nanometru, apoi molecula DNA are 2 nanometri în diametru. Iată, asta e într-adevăr nanometru. Dar dacă, de exemplu, o globulă roșie în sânge, e 2,50 micrometri sau 2500 nanometri. Deja nu mai este, nu putem spune dimensiuni de nanometrice, pentru că acolo sunt micrometri. Deci, mergem mai departe. Deci, procese la nanoscară. Noi avem două metode de a produce nanostructuri. Una e top-down approach, de sus în jos, și asta se bazează în majoritatea cazurilor pe litografie. Cei care sunt de la microelectronică știu ce e litografie, deci asta înseamnă că sunt măști prin ferestre. Deci, și a doua, bottom-up approach, bottom-up de jos în sus. Asta înseamnă cărămidă cu cărămidă, layer by layer, molecula self-assembly. Deci, în cazul de față, construiți atom folosind atomii. Deci, metode sunt multe, dar atom cu atom, ca și cum o casă construiești cărămidă cu cărămidă. Deci, aceste două metode sunt utilizate worldwide, and I would like to note that in most top-down approaches are considered cheaper, bottom-up approaches, usually they are more expensive, but it depends, of course, because, for instance, self-assembly, sometimes it's rather cheap. Nanoscale devices and integrated nanosystems, one nanochip resolutions nowadays are less than 10 nanometers, nano-electromechanical system sensors developed in many laboratories in the world. Nanophotonic systems, I already mentioned about the possibility to force light to shrink down to 100 nanometers. That means light with wavelengths of 0.5, 0.6 micrometers can shrink the wings up to tens of nanometers. Fuel cells. Nanoscale devices and integrated nanosystems, lab-on-chip for different purposes, especially for biomedical applications, drug delivery systems, a lot of different approaches to develop drug delivery systems. We developed nanomotors, today I will show you an example. Nanotechnology applications, a lot. You will see here information technologies, medicine, energy, consumer goods, and so on and so on. And if you speak about nanoparticles, you can see here like orbits. Worldwide, a lot of products are already on the market. Service increases, sometimes you purchase goods, you do not know that there you have nanoparticles, because for instance, even you go in summer and use some cream against solar light,
against UV light, you do not know that there are you have nanoparticles that just absorb the UV light. So an interesting issue: the sun delivers more energy to the Earth in just 1 hour than is currently used worldwide in 1 year. Deci soarele transmite Pământului mult mai multă energie într-o oră decât toată civilizația folosește energie într-un an. Deci doar într-o oră el transmite, adică dacă noi am avea tehnologii eficiente, nu am mai utiliza gaz, deci cărbune și multe surse energetice, deci de la soare vine foarte multă energie. Noi pur și simplu nu sunt capabili să o utilizăm. Deci, adică, ca să, iată, în opinia mea, ceea ce noi cunoaștem, adică ce știința ne propune astăzi, asta e o picătură în ocean. Ceea ce noi încă nu cunoaștem este deci un front foarte, foarte larg de activități care trebuie să ne aducă și tehnologii noi și cunoștințe noi. Deci carbon-based nanostructures, carbon nanoballs, carbon nanotubes, graphene. You can see here, first of all, graphite, vinyl pencils. Graphene is just one layer. Iată, vă atrag atenția că grafena a fost descoperită de doi savanți din Rusia, din Chernogolovka, Game și Novosiolov. Ei au plecat în Occident cu ideea că se poate descos un strat atomar de grafit și în Occident au reușit la Universitatea din Manchester, dar ei au luat grafit și cu scotch scoteau straturi. Și dacă de 1000 de ori scoți, poți să ai noroc că odată s-a scos doar un singur strat de atom, adică monoatomar. Și au demonstrat că, într-adevăr, este stratul ăsta, s-a dovedit că are proprietăți de unicat și au primit peste câțiva ani premiul Nobel. În 2010, prima lucrare a fost în 2004, în 2010, peste 6 ani, au primit premiul Nobel pentru grafen. Vă atrag atenția, grafenul, într-adevăr, are proprietăți de unicat și actualmente multe dispozitive electronice sunt construite în baza grafenii. Deci au fost descoperite și nanoballs, carbon nanoballs, în Sihie. Trei profesori, Smalley, Carl și Crotto, au primit premiul Nobel în 1996 pentru aceste deci nanominci de carbon. Interesant este că Landau și Peels, Landau savant sovietic, Peels savant din Marea Britanie, vreo 80 de ani în urmă au spus că nu poate să existe un cristal format dintr-un singur strat de atom. Deci el ar trebui să fie termodinamic nestabil. Iată, deci savanții Game și Novosiolov au demonstrat experimental că poate să existe și au primit premiul Nobel. Eu vă atrag atenția că deci, până la urmă experimental trebuie să de demonstrat, fiindcă uneori prezicerile teoretice nu se adeveresc. Cu toate că savanții au fost renumiți și într-adevăr foarte și foarte deci, puternici. Eu am o vedere teoricienii care au prezis. Din nanotuburi de carbon s-au construit țesături. Vedeți aici un steguleț care deci, din țesăturile aceste de carbon și dacă o să noi nu să accesăm site-ul ăsta, deci el cântă dragostea de întâi, deci, adică reproduce dragostea din tei datorită efectului termoacustic, deci trece curentul prin el și deci, datorită efectului termoacustic puteți să auziți melodia aceasta. A fost elaborat de savanții chinezi care deci, au spus că deci, în cinstea savanților moldoveni care au făcut o contribuție în domeniul nanotehnologiilor. Medical nanotechnology or nanomedicine. Nanomedicine is the application of nanotechnology in medicine, including to cure diseases and repair damages
damaged tissue such as bone, muscle, and nerve. Key goals of, for nanomedicine, to develop cure for traditionally incurable diseases, for instance, cancer, through the utilization of nanotechnology, to provide more effective cure with fewer side effects by means of targeted drug delivery systems. Și o să ne oprim vetability, umezire, deci o umezire este foarte importantă pentru că este la utilizată atunci când noi folosim materiale, nanomateriale în biomedicină. Deci câteva noțiuni, vetability is defined as the tendency of one fluid to spread on or adhere to a solid surface in the presence of other immiscible fluids. Adică dacă vedeți aici, aveți deci într-un caz deci apă și ea se umezește suprafața. În alt caz aveți ulei și spunem deci o situație intermediară și în cazul mercurului deci proprietăți hidrofobie. Hidrofobie înseamnă că respinge. Iată, suprafața aceasta, sticla, respinge mercurul. Și de aceea mercurul are formă pe care o vedeți. Deci în cazul ăsta respinge. Cazul acesta atrage apa. Apa umezește deci, sticla. Și în cazul uleiului intermediar, situație intermediară. The tendency of a liquid to spread over the surface of a solid is an indication of the wetting characteristics of the liquid for the solid. This spreading tendency can be expressed in a convenient way by measuring the angle of contact at the liquid-solid surface. Deci, contact angle theta is considered as a measure of wettability. Deci, umezirea, gradul de umezire este caracterizat de acest unghi de contact. Iată aici este și formula lui Jung, deci interfacial tension between solid and gas, solid and liquid, liquid and gas și aveți unghiul ăsta teta care intră în această formulă. Deci trebuie să știm și dynamic contact angle, angles și iată aici avem noțiuni de advancing and receding contact angles. Deci, și vedeți, este pe o suprafață înclinată, adică înclinați până atunci când picătura începe să se miște și atât, nu în, în momentul când începe să se miște, măsurați aceste unghi de, unghiuri de contact. Vreau să vă atrag atenția că am fost nevoiți să procurăm tot utilajul ăsta pentru că am elaborat un nou material care are proprietăți hidrofobie și hidrofile și trebuia aceste experimente să le realizăm aici la Centrul Național Studii și Testare Materialelor, este un etaj mai sus. Deci, iată ce înseamnă hidrofil, hidrofob. Aici, suprafața în stânga, suprafața interioară e hidrofilă, de aceea apa se ridică în sus. În dreapta, suprafața hidrofobă, de aceea vedeți că apa, din contra, deci la un nivel mai scăzut decât deci, în, în afară. Și atât aici deja puteți singur să presupuneți unde e hidrofil, adică apa se ridică în sus, hidrofil, iubește apa. Unde e hidrofob, respinge apa, nu iubește apa. Din contra se duce în jos. Asta, în general, în cursurile de fizică, sunt noțiuni care sunt, ar trebui să fie cunoscute. Lotus effect e self-cleaning of biological surfaces. Iată, efectul lotus. Deci, suprafață hidrofobă. Și vă atrag atenția, hidrofobă din cauza că acolo avem o suprafață micro-nanostructurată și microstructurată la nivel de micrometri și nanostructurată la nivel de nanometri. Și asta duce la deci faptul că avem proprietăți hidrofobe. Și atât, închipuiți-vă o picătură de ploaie, din cauza că e hidrofobă, ea o să fie în, în formă, iată, care o vedeți în, în dreapta pe la nanometri în jos. Deci, și picătura aceasta, deoarece bate de obicei, suflă vântul puțin și ea o să prinde pe frunza de lotus și o să strângă tot praful.
și până n-o scadă jos, adică ea curăță frunza de lotus. Asta e efect binecunoscut și efect care în general e folosit deja în tehnologiile moderne bazate pe microfluidică. Aici se explică că iată, această picătură, ea deci se crimblă, strânge murdăria și mai apoi cade de pe frunze. Deci, exemple de suprafețe hidrofobie, încă un efect foarte interesant, știți că sunt gândaci care au capacitatea de a se primbla pe apă, deci din cauza picioarelor hidrofobie. Adică faptul că au picioare hidrofobie, asta înseamnă că deci, nu penetrează înăuntru apei și deci el poate chiar să alerge pe apă. Iată, noi am folosit proprietatea aceasta pentru a crea insecte artificiale, eu mai târziu o să vorbesc despre ele și am construit chiar și unele materiale în bază la insectele acestea artificiale. Deci, natura, în general, a elaborat foarte multe tehnologii. Tehnologii care chiar uneori, știți, ne sau via surprised about the level of technology. Iată aici aveți un gândac care în pustiu, deci dimineața, iese la suprafață din nisip, deci și temperatura corpului cu câteva grade mai mică decât a aerului înconjurător. Și are loc condensarea vaporilor de apă pe corp. Și construit în așa mod că atinge picătura o dimensiune de prag și deci se rostogolește până nu ajunge în gura lui. Deci, practic, iată, el folosește proprietățile suprafeții corpului hidrofobic, hidrofile, în așa mod că se condensează picăturile și când ating o dimensiune, deci ea se răstogolește și se nimerește în gură, adică el practic în pustiu își produce apă, își produce apă în centrul pustiului. Și asta, deci natura a elaborat, nu, dacă reușim astăzi, o să vă demonstrez un mic videoclip în care se arată că natura deci a elaborat tehnologii de unicat. Scopul nostru este de a reproduce și a le folosi în mod dirijat. Da, foarte corect. Bio-inspired materials, nanocomposites, eu obstrec așa foarte repede, deci este clar că noi trebuie să construim materiale artificiale, iată, în baza polimerilor, foarte multe materiale astăzi se construiesc, strategy, design, morphology and interface, develop hybrid composites and so on. Bio-inspired surfaces, nu o să mă opresc, că v-am spus, de exemplu, că dacă e vorba de suprafețe hidrofobie, atunci acolo avem o nanostructurare și microstructurare. Deci o structurare în două dimensiuni, să spunem așa, și la nivel de micrometri și la nivel de nanometri. Și atât aici sunt exemple de texture directional, deci posibilitatea de a textura suprafețe pentru a avea posibilitatea de a deci, mișca picături de lichid în mod dirijat, într-o direcție, în altă direcție. Deci iarăși nu o să mă opresc, dar vreau să menționez că aici savanții au făcut adică au succes foarte mari. Și toate domeniile acestea, ele sunt legate de microfluidică care au tangență directă cu biomedicina. Deci iată aici sunt arătate exemple cum din mai multe picături mici se face o picătură mare, cum picăturile pot fi transportate pe suprafețele acestea structurate în mod dirijat și așa mai departe. Deci, application of bio-inspired wettable surfaces nu se prea vede aici, dar în orice caz deci suprafețe bio-inspirate care pot fi utilizate în foarte multe scopuri. Și materiale sintetice,
utilizate în medicină de îndrimeri. Deci, vedeți aici bio-nanomateriale, synthetic nanomaterials utilized in biomedical application, biological materials utilized in nanotechnology. Vă atrag atenție, iată și molecule de DNA, DNA, RNA. Deci, mai mult decât atât, aici puteți să prindeți, asta o să citesc, the aim of nano scientists is to virtually... Spune-mi așa, noi deja vă înțelegem, apariția vădoare, că de 200 de ani. Adică, savanții au reușit foarte puțin. Ei spun că mult, dar vă spun, foarte puțin, dar din cauza că nu prea au avut timp. Și de ce vă așteptăm pe voi ca să veniți? Pentru că e un front foarte larg. Și chiar ne trebuie tehnologii absolut noi. Eu am Stockholm, deci prin 2011 sau 2012, m-a aterizat. Și după ce am aterizat, s-a închis aeroportul. Și pe urmă am aflat că toată Europa aeroportul a fost închis din cauza că un vulcan mic în Islanda, un vulcan mic. Deci, erau doi profesori la conferință în Stockholm, au spus, dar dacă era pe un vulcan mare, nu zburau avioane toată lumea. Deci, asta încă o dată demonstrează că noi, cu toate succesele noastre, totuși suntem încă la început de cale. Deci, suntem vulnerabili pe planeta noastră micuță. Ține minte ce s-a întâmplat în Japonia, de corebii mari erau aruncate ca puteri hibride. Deci, avem nevoie de materiale noi, de tehnologii noi, de multe, multe elaborări noi. Și asta este posibil, dar pentru aceasta trebuie de lucrat insistent, foarte mult, ca cei care vor lucra insistent. Mult vor avea succes și vor ajunge de parte. Eu vă doresc să aveți o carieră de succes. Și vă așteptăm, desigur, să frecventați, să vă atrag atenția că o să avem, începând cu luna octombrie, module pe diferite domenii. Desigur că acolo vor să avem posibilitatea să ne adâncim în multe domenii. Și eu cred că puteți să vă înscrieți la unele module mai aproape de lecturile dumneavoastră. O să primiți certificatele respective care pot să vă ajute în viitor, pentru că o să scriți în CV că am prezentat modulul în cadrul proiectului european, management bine și mai departe, și o să vă ajute să câștigați burse, proiecte în viitor. Vă mulțumesc, succes, la revedere!